Salut băieți, cu voi de Mass Show, în spatele meu se află prima mea motocicletă și dacă tu dorești sau deja ești un motociclist începător, eu astăzi îți voi oferi câteva sfaturi sau mai precis 8 sfaturi care trebuie să le urmezi dacă dorești să fii motociclist. Să mergem! Așa, deci începem cu primul sfat. Primul sfat din partea mea este, băieți și fete, să purtați cu toții echipament. Să aveți echipament, pantaloni, geacă, genunchiere, pătiere și așa mai departe. Nu ca mine în sportiv, în pantaloni sportiv nu se poate. Eu nu respect această regulă din cauza că nu am finanțe. Dar nu ar trebui ca tare să jălesc pentru asta bani, pentru că asta este sănătatea ta. În caz de, Doamne ferește, se întâmplă un accident sau meteo devine rea, atunci ești protejat cu acest echipament, neapărat. Cum ți-ai procurat motocicletă, fă tot posibilul ca să-ți cumperi și echipament. Deci primul este echipamentul. Mergem mai departe. 2. Sfatul numărul 2 din partea mea ar fi ca să eviți cumva tura cu prieteni inadecvați, cu motocicliști inadecvați, care sunt periculoși pentru trafic, pentru că, Doamne ferește, de ceva nu observi și nu vezi, el te poate păli dintr-o parte, din alta, poate să te iei după el cu o viteză mai mare, el poate fi mai experimentat, dar tu abia să începi și să pățești ceva groaznic, ceva strașnic. De asta încearcă să, deodată, să eviți turele cu prietenii și cunoscuții motocicliști inadecvați, care sunt periculoși. Mai bine te sfătui să ieși la traseu singur, încetișor, te-ai învățat cu ambreiajul, dacă dorești să te ridici chiar într-o raută, încearcă singur el, nu te lua după altcineva, pentru că el poate ști, dar tu poți să cunoști mai puțin aceste lucruri și la urmă să se întâmple ceva strașnic. Deci evitați turele cu prietenii motocicliști inadecvați, prieteni motocicliști periculoși. Mergem mai departe cu sfatul 3. Sfatul 3 din partea mea ar fi, băieți și fete, niciodată nu vă complexați pentru că nu mergeți destul de repede, de ajuns de repede, da? Tu deodată ca motociclist începător nu-ți trebuie viteză, bro, crede-mă, îți ajunge și 100 la oră, și 100 e mult încă. Mergi așa încetișor, foarte dreaptă te-ai pus, nu te tacă întreg mașini, nu-i nimic, poate întreg alt motocicliști și așa mai departe. Învață-te, deprinde-te cu ghidonul, deprinde-te cu tehnica și pe urmă o să-i dai și mai mare viteză. Băieți, răbdare cu totul la timpul lui. Eu nu am mult de când conduc și nu mă complexez pentru că nu merg cu 150 sau cu 200 la oră. Ok, lasă băieți să duc să meargă și cu 300, nicio problemă. Eu până când simt că nu am nivelul ăsta de a conduce cu așa viteză. Deci dacă dorești să conduci cu viteză, așteaptă să fii experimentat. Nu te grăbi nicăieri. Totul o să fie bine, încetșor, totul la timpul lui. O să vezi că o să mergi și cu 200 la oră, dar asta pe urmă, când va veni și experiența. Mai bine tu să ai mai multă experiență și motocicleta ta să fie mai slabă decât invers. Da? De exemplu, îți cumperi, deodată ție o motocicletă de 1000 de centimetri cubi și tu cu practic zero, te suci deodată, dai 200 la oră. Probabilitatea de 90%, tu, Doamne ferește, o să te ucizi sau în cel mai bun caz o să te calișești ceva, o să pățești ceva, o să te traumezi. De asta nu vă grăbiți nicăieri, mergeți așa cum vă e comod. Mergem mai departe cu sfatul 4. Al patrulea sfat din partea mea ar fi viteza. Viteza e ca și un narcotic. De viteză nu te saturi niciodată. Eu vă spun chiar pe experiența mea, eu am avut un moped de 50 de centimetri cubi, el mergea cu 60 de km la oră maxim. Păi, deodată era ok, primele zile. Pe urmă nu mi-ajungea, ajungeam înapoi la zero. Scoateam tot mustul din el. Pe urmă am trecut pe asta, iarăși. Asta are speedometru, nu știu, ridic 140-150 undeva. Iarăși, ajunge perioada când dorești mai mult, da? E tot mai mult și mai mult și mai mult. Nu trebuie să exagerez. Oprești. Chiar băieții care ajung deja la 300 la oră și nu au frică de motocicletă, acești băieți sunt pierduți, pot să spui. Pentru că odată și tu nu te temi de motocicletă, s-o coate că tu ai toate șansele sau să pățești un accident cumplit sau în genere să decedezi. Deci eu vă sfătui să fiți atenți cu viteza,
nu exagerați și nu măriți viteza mai mult decât voi credeți că o să o puteți conduce. Aveți grijă la viteza, că viteza e foarte periculoasă. Mergem mai departe cu sfatul 5. Sfatul numărul 5 este ca să nu-ți permiți mai mult de cât poți. Adică fără, cum spune în limba rusă, fără vâiboane. Stai, cum se spune în limba română? Adică nu fă diferite virajuri, nu te vără, nu tăie colțuri, nu merge agresiv, nu te băga între mașini dacă nu poți. Fii obiectiv, fii liniștit în traseu, mergi liniștit, fii adecvat. Nu fă diferite focusuri, pentru că aceste focusuri odată o să iasă la iveală și o să pățești ceva. Fii foarte atent ce faci și cum conduci și în fața cui ieși și când ieși. Nu ieși în intersecții când nu cunoști cu ce viteză vine mașina din partea aia. Foarte mulți băieți au murit din cauza asta. El ies în intersecție și mașina aceea vine cu viteză, l-a pocnit. Tu de unde știi ce se întâmplă cu motocicleta aceea, mă, dar drum o scăchi și motocicleta se oprește. Tu nimerești în mijlocul traseului, fără de gânduri de astea copilărești. Te-ai suit la motocicletă, nu are importanță ce motocicletă ai, ai grijă, fii om matur, fii obiectiv și ai grijă mereu ce faci. Că dacă nu ești atent și ești grăbit, acest fapt poate duce la consecințe foarte mari, atât pentru tine cât și pentru cei apropiați. Ai grijă. Mergem mai departe cu sfatul 6. Sfatul numărul 6 este ca tu să te temi de motocicleta ta. Da. De fiecare dată când tu te sui la ghidonul motocicletei tale, ai frică de ea. Teme-te. Pentru că dacă ajungi la momentul că nu te temi de motocicletă, e gata. Să ții minte că este vorba în limba rusă, am ușor să încerc să o traduc în limba română. Odată și ai ajuns că nu te temi de motocicletă, atunci moartea este aproape. Din motocicletă permanent trebuie să te temi. Trebuie să știi că astea sunt două roți, asta nu e patru roți, asta nu e mașină. Asta, un pas în stânga, un pas în dreapta, ceva ai făcut incorrect, jos. Te-a pălit o mașină, Doamne ferește, permanent să ai frică de motocicleta ta, permanent să te temi. Nu fii așa tare încrezut pe traseu, că nu știi ce te așteaptă. Când ți-ocoți că ți-ai pierdut frica de motocicletă, atunci sfatul meu este să leși această motocicletă. Gata, ții de, nu-ți trebuie motocicletă. E mai bine să ții pe un avion și ieși, învață niște cursuri de a zbura, dar lasă motocicleta în pace. Pentru că dacă ajungi la momentul când nu te mai temi de motocicleta ta, ai toate șansele să primești niște consecințe foarte urâte. Mergem mai departe cu sfatul 7. Sfatul numărul 7 sună în felul următor. Mergi cu plăcere, cu plăcere. O să înalt microfonul pe mine. Mergi cu plăcere. Ce înseamnă cu plăcere? Nu te fugări, nu te goni permanent după cineva. Hai să-mi trec pe cealaltă, să-mi trec pe cealaltă. Mergi tu, uite prin prejur, privește prin prejur ce frumusețe este. Savurează aceste momente, pentru că mașina tu nu le savurezi, motocicletă le savurezi. Simți mirosul aerului. Mergi încetșor, poți să te oprești, ai văzut ceva frumos, te-ai oprit, ai făcut o poză, ai văzut un loc frumos, te-ai oprit, ai stat, te-ai odihnit un pic. Motocicleta, cu motocicleta îți odihnești creierul, îți odihnești sufletul și nu merită să te gonești după cineva. Mergi în plăcerea ta și atunci o să vezi că este mult mai interesant să mergi din plăcere, să privești lucruri interesante, să te oprești pe la locuri interesante și să tragi aerul ăla. Frumos. Mergem mai departe cu sfatul 8. Sfatul numărul 8 este cel mai important sfat din toate sfaturile care eu vreau să vă le spun astăzi. Sfatul numărul 8 se potrivește și la automobil și la orice tip de transport. Și el sună în felul următor. Alcoolul la volan. Alcoolul la ghidon. Băieți și fete, nici într-un caz nu vă suiți în stare de ebrietate sub alcool la volan. Asta poate duce la consecințe foarte mari. Asta, ascultați-mă pe mine, eu când eram de 15-16 ani, eram cu mopedul ăsta pensat, cu mopedul ăla pensat, păi și vorbești, băutură și goneală și asta. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ferit și m-a păzit de a... Păi și eu de unde dau seama acum? Păi eu de mult nu eram, eu nu mai vorbeam acum cu voi. Eu unde, mi-aduc aminte cum eu mergeam, păi scoteam tot mustul din mopedul acela. Nici vorbă de echipament sau cască sau ceva.
bat că eu uneori nu ține minte cum intram pe poartă în ogradă. Am avut noroc că nu s-a întâmplat nimic. Nu mai zic de poliție deja că amenzile sunt super mari, dar hai la, ok, dacă ai bani și ai de unde îți plătești amenzi și ești gata să răspuiești cu permisul tău, gândește-te la tine în primul rând. Pentru că eu dau și vrei că tu niciodată cât de puternic și cât de profesional șofer n-ai fi, când după ce servești ceva, nu mai este atenție ce e. Băieți, ascultați atent și nu vă jucați cu focul, mai ales la motociclete, niciodată nu te sui beat în stare de ebrietate la ghidonul motocicletei. Poți să primești niște consecințe extraordinar de mari. O să suferi și tu și o să suferi și apropiații tăi. Gândește-te înainte de a servi. Mai bine cheamă un băiat, un prieten, dă acolo 100 de lei să te duc acasă. Sau cheamă un taxi, dă 200-300 de lei, cât aș dai? Aș duci acasă, să te odihnești normal, a 20 te duci să-ți lua tehnica, să-ți lua motocicleta, să-ți lua mașina. Dar nici într-un caz nu trebuie să-ți permiți să servești la volan. Deci, m-ați înțeles, da? Eu personal deja nu mai mă joc cu asta niciodată. Eu nu am servit la volanul mașinii mele. După ce am primit permisul, cu ce preț eu l-am primit și cu cât muncă, eu omul nu pot să riscuiesc. Și nici cu sănătatea mea și cu nervii apropiaților mei. Pentru că dacă ție nu-ți pasă de tine, fie-ți pasă măcar de mama și de tata. Pentru că în urma ta va rămâne doar... Nu vreau să mai continui, pentru că știi ce va rămâne urma ta. Ai grijă. Eu vă doresc la toți asfaltul uscat, băieți, aveți grijă de voi. Nu vă uitați ce spun alții, uitați-vă ce spun eu. Ascultați ce spun oamenii mai mari, ce spun oamenii experimentați. Și fiți atenți la volan, nu vă grăbiți nicăieri. Pentru că știți vorba din bătrâni, graba strică treaba. Sau cu răbdarea treci cu și marea, dar cu răul nici pe răul. Cu voi a fost Dimas Show, acestea au fost cele 8 sfaturi din partea mea cum să conduci o motocicletă corect. Eu îți doresc o zi bună, dacă ți-a plăcut acest video, desigur, dă-i un like, abonează-te la canalul meu, asta mă ajută foarte mult și mă susține foarte mult. Îți doresc o zi bună, succes în continuare și asfalt uscat!